Ok, eu să luăm mai ușor, băieți, pe băiatul ăsta. Ai de viața mea! Știu că am lăsat-o aici, dacă nu mă înșel. Salutare, Robine și Robine, te bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să facem un challenge. Oameni buni, am jucat cu prima... cu primele arme pe care le-am găsit în funcție de gloanțele pe care eu le-am primit când am deschis un ammo box. Am voie să deschid doar un ammo box, adică primul de început, ca să-mi stabilesc armele cu care eu voi juca. Am voie să joc cu arme care folosesc acele gloanțe. Spre exemplu, un pică gloanțe de AR, pot să joc cu orice AR. Pică gloanțe de shotgun, pot să joc cu orice shotgun. Să zicem că ăsta-i setul. Și eu am avut în total două arme, băieți, în ambele jocuri, pentru că odată am murit și odată o să vedeți ce o să se întâmple. Oameni buni, nu uitați să apăsați acolo butonul de like dacă vreți să mai postez în continuare pe YouTube. Nu uitați să apăsați acolo butonul de subscribe. Nu uitați, băieți, să apăsați acolo butonul de share, să lăsați un comentariu, bineînțeles, nu uitați să dați un follow pe Instagram la 1robinet1 ca să vedeți fiecare story, ca să vorbim mai mult și, bineînțeles, pe camera de Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere, iarăși ca să vorbim foarte, foarte, foarte mult. Și nu uitați, băieți, să puneți codul meu pe shop dacă vreți să apăreți în fiecare clip, adică, mă rog, într-unul dintre clipurile mele pe ecran. Dar, băieți, înainte, nu uitați să verificați primul link din descriere unde puteți găsi un sistem foarte, foarte, foarte bun, adică un calculator, băieți. Este super ieftin, adică e super accesibil, 2600 de lei, cred, și niște performanțe excelente, oameni buni, și PC-ul arătos, efectiv. Nu știu, eu, dacă nu mi l-aș fi cumpărat pe ăsta și dacă n-aș fi făcut YouTube, sincer, pe acela cred că mi l-aș fi luat, pentru că e efectiv o bestie ieftină, oameni buni. Și dacă vreți să luați orice produs mult mai ieftin de pe PC Garage, puteți folosi codul pe care l-aveți pe ecran sau în descriere în momentul de față. Și pe Insta Story, și primii 5 băieți care puneți clipul la Insta Story, o să aveți follow back de la mine. Și niște like-uri pe profil, restul inclusiv cei 5. Bun, oameni buni, cam atât am avut de zis, vizionare plăcută. Bun, băieți, hai că am intrat și noi în match. Chiar sunt curios unde e ammo box în zona asta pe aici, pentru că credeți-mă că eu nu știu absolut niciun ammo box și n-am băie încă să iau armă și au ceva aici deasupra. Și o să dau și jocul mai încet. Ok, hai să-l dau la un 15%, mulțumesc, și asta mai încet, pentru că n-avem nevoie, băieți, de ele. Uite un ammo box, deci, băieți, am voie să joc cu SMG și cu shotgun, ok. Am voie să mă joc cu orice SMG și cu orice shotgun, băieți. N-am voie să iau AR, n-am voie să iau sniper. Asta n-am voie, am voie să iau miniuri, din schimb, băieți. Am voie să iau consumabile, gen heal-uri și bandaje și chestii de genul. Luăm aici, din astea poate ne mai pică niște gloanțe de... Uite, am voie pistol pentru că folosește gloanțele astea, băieți. Mi se pare corect. Mi se pare foarte, foarte corect. Hai să dau și eu repede heal. Băgăm aici big-ul, băieți. Băgăm big-ul în acțiune și am văzut un shotgun acolo afară. Vedem ce ne pică și din chest. Holy shit, băieți, holy shit. Asta e un challenge foarte nebun. Uite, dacă îmi pica un AR și un shotgun, eu eram fericit. Uite că nu ne-a picat ce voiam, băieți. Mă duc repede să iau shotgun-ul ăsta din spatele casei. N-am văzut exact de unde a dat la grenadele. Și hai să-mi dau și eu microfonul mai aproape. Deci pistol, SMG și shotgun. Ok, let's go, buddy. Let's go, buddy. Uite un SMG acolo. Dar v-am zis, n-am văzut de unde a dat la... Uite. Perfect. Dar n-am văzut... Ha, în stânga. Uite-l. Ha, se ba, băieți. Pistol, SMG, shotgun. Ok. Bun. Trebuie să țin minte, băieți, că eu... Eu nu știu să trag, aparent. Fără kill-ul! O moară pe mine! Bro, m-a bătut. Bun, băieți, eu inițial voiam să ocolez toată zona asta, pentru că, din câte puteți vedea, băiatul ăsta are armă, eu nu am. Și aici nu e niciun ammo box, așa că o să merg repede și o să caut pe aici. Oh, frate, te rog, dă-mi un ammo box, te rog, dă-mi un ammo box. Ok, să mă duc Mid Island. Poate e și un ammo box aici. Te rog, zic că e un ammo box aici, bro. Ok, perfect, hai să vedem. Te rog, dă-mi shotgun și arăt. Shotgun și se merge. Cam meciul trecut, băieți, cam meciul trecut. Ok. Nu ne supărăm. Acceptăm. Hai să vedem, poate găsim miniuri în cestul de jos. Și o să dăm rush pe aia de la... Din Salty, băieți. Pistol, acceptabil. Cu asta pot să prind pești, să-l băgăm aici, că oricum am ce să fac cu el. Deschidem și niște din ăsta, bam, bam, bam. Dăm și noi heal și mergem direct pe aia din Salty Springs, băieți. Nu mă interesează neapărat să câștig, eu vreau doar să încerc
Dacă e să câștigăm, Doamne ajută, o să pun doar win-ul. Dar dacă e să pierd în continuu și să fac nu neapărat highlight-uri, pentru că nu, v-am zis, nu mă duc neapărat pentru chestii super mega insane cu nu știu ce tricks, atunci chestii. Pur și simplu vreau, beți, doar să încerc să văd dacă aș juca cu armele astea, cum aș descurca într-un match normal. Hai să mă duc să iau uite pe ăștia băiți ce s-au bătut. E ok, ca materiale, am și eu materiale. Și am multe materiale și am plecat de acolo unde era locul cu pești și eu n-am pescuit. Ok, bravo Robi, bravo Robi. Te duce capul până acum, frate. Aproape deloc. Uite-l pe băiatul ăla. Băi, deci azi efectiv nu-i ziua mea de, nu-i ziua mea de tras. Efectiv nu-i ziua mea de joc, nu-i ziua mea de absolut nimic. E ora 1 dimineața, pune de deschid ăsta 3. Doamne ăștia băiți, doamne ăștia. Cam ăsta e programul meu de filmat. Mă așteptam, sincer. Nu, bro. Nu. Ok, ok, băieți. Avem voie să luăm SMG-ul și toate materialele, plus avem voie să ne dăm switch la shotgun, dăm și noi repede un mini. Mă mănâncă nasul, dar nu-i problemă, băieți, că îl mănânc și eu pe el dacă mă mai supără mult. Merge cine pe băieții acolo, frate, tu nu m-ai văzut, prefete că nu m-ai văzut, te închide ochii și o să ne prefacem că gen, tu chiar nu m-ai văzut, ok? Ok, îți mulțumesc foarte mult, frate, îți mulțumesc din suflet chiar. Dacă mă lași să merg pe prietenul tău. Lelelelelele. Unu. Doi. Ok. Ok. Trebuie să am grijă la ăla, la băieț acum. Ia să ne uităm. Mamă, așa că în timp să-mi dau. No problem, buddy! Chill out, bro! Asta a fost, băi, și cu băiatul ăsta. Perfect, hai să dăm și noi repede kill. După aia mergem la tirul ăla, facem 100 shield. Easy, băi, easy. Surpriză, băi, nu mai e tirul. Ce să faci? Nu mai avem shield. E ok, e ok, băi, hai să vedem, poate dăm win, băi, deci dacă dăm win, oricum, băi, primul match, chiar am jucat foarte slab, trebuie să recunosc, chiar am jucat super mega slab, nici eu nu știu ce am făcut acolo, faza e că nu m-am concentrat 100% și chestii, mă rog, nu vreau să inventez vreo scuze sau ceva, băi, pur și simplu am jucat foarte slab și cam aia a fost. Boring! Am auzit. Stai, bro. Stai, bro, cu minte, că nu știu, bro, ce te paște, bro. Că te sparg, bro. Ai de viața mea. Ok. Hai, eu îi dau laser. Eu, nu el. Ah, da, meți. Hai că mă duc acolo dacă e. Ok. Ok, băieți, asta a fost. Asta a fost, bro, I call you later. Mulțumesc foarte mult de upgrade. Mulțumesc foarte, foarte mult de upgrade, sincer, frate. Doamne ajută, aș lua asta, băieți, dar credeți-mă că nu mă simt foarte, foarte confortabil cu el momentan. Băi, deci challenge-ul ăsta nu știu dacă a mai fost făcut în România. Oricum, fiți atenți, cei care v-ați uitat până aici, băieți, vreau să scrieți în comentarii separate cum aveți acum pe ecran cuvântul fier, băieți. F-I-R, în comentarii separate. F, un comentariu, I, un alt comentariu, E, un alt comentariu și R, un alt comentariu. Băieți, cine scrie fier fără să fie întrerupt, cine scrie primul fier, de fapt, fără să fie întrerupt, o să apară pe următorul clip. Sper, dacă nu o să uit să montez chestia asta bine și ar fi de preferat să nu uit. Hai să luăm și noi undița, pentru că știu că am lăsat-o aici, dacă nu mă înșel. Hai că am lăsat-o aici, dacă e. Unde-i mă undița? Nu mai e undița, băieți. Ok, ok, trecem peste. E campfire pe insula asta, dar nu mai știu unde. Cred că am trecut pe lângă el. 100% am trecut pe lângă el.
Bro, nu te văd, nu mă vezi. Adică te-am văzut, sper că... A, uite campfire-ul la el. Dar noi avem bandaje, băiți. E ok. Ne dăm bandaje aici ca să nu mai buildăm, să... Să ne audă... Omul de acolo. Măcar nu știu cum să zic. Am o idee. De bună sau proastă, băi? Cred că e proastă. Oh, cate a fost o idee foarte proastă, nu proastă, băi, foarte proastă. Dar avem voie să folosim barca, băi, și e drept. Dar mă risc foarte mult, că dacă mă duc acolo cu barca, am 75-16, efectiv să-mi dea bam bam și am murit. Gen 24 sunt, băi. Până și de ar 33, hai să zicem că e încă una așa de, de milă. Dar, ok, avem rachete, băieți, acum. Și nu e foarte ok că o să mă duc pe aici. Uite, bă, cât de aproape se vede acum de barcă. Da, nu m-am speriat. Nu. Ok. Cum a fost, băieți, prima zi de școală pentru voi? Voi să vedeți asta în timp ce sunteți la școală de dimineață sau după ce ați ieșit de la școală. Cum au fost zilele astea de școală pentru voi? Cum au fost colegii cu voi? Cum au fost profesorii cu voi? Cum a fost relația voastră, băieți, momentan la școală? Vreau să-mi povestiți acolo în secțiunea de comentarii, o să citesc acolo toate comentariile. Încă nu am apucat să dau inimioare la toate comentariile de la clipul trecut, dar o să mă pun mâine, băieți, promit să dau inimioare la toate comentariile. Dar le-am citit pe toate, ce-i drept. Pam, 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 pam. Adică nu pe toate, că între timp s-au mai adunat. Dar am fost la școală și am citit vreo 20-30 de comentarii câte erau atunci. Și chiar mă bucur că lăsați comentarii, pentru că îmi umpleți timpul, băieți, și sunt întrebări la care nu vă pot răspunde mereu pe Instagram și le puteți lăsa acolo în secțiunea de comentarii. Bine, nu, Robine, ce faci sau salut. Bine, eu apreciez, băieți, că vă pasă de mine și chestii și că mă salutați acolo pe chat, dar sunt niște întrebări la care pot să răspund, dar sunt atât de repetitive, băieți, încât fac bine toată ziua, la fiecare întrebare fac bine și... dau același răspuns de mai multe ori și... mă rog, înțelegeți. Uite-l pe băiatul ăsta, băiți. Bro, care e problema ta? Hai să luăm și noi repede peretele ăsta. Nu știu ce să faci. Ok. O să luăm mai ușor, băiți, pe băiatul ăsta. Hai să luăm și noi niște piatră. Dar dacă mă bate, promit că o să plâng. Am zis că îl luăm ușor, adică nu vreau nici să ne batem jo... își dă heal. Bă, ăsta e heal-ul meu, bro. Adică... Hey, mai vine unul. Proastă idee că l-am lăsat, băi, pe ăsta. Hai să ne luăm noi high ground. Că l-am mai auzit pe unul pe zăpadă, pe un, când venea, de fapt. Pe acolo, pe undeva e el. Ești da niște nade-uri. Uite-l pe ăla. Da, uite-l și pe ăla care era acolo. Ok. Mamă, uitați, băi, și-am pierdut. Nu și mai față. Te rog. E super low băiatul ăla. Uite-l și pe ăla acolo. 17. Chiar e super robaiatul ăla, dar sunt curios dacă ăsta de aici de jos în spate sau ce face, că nu știu. Ia să ne prefacem când ne uităm noi la altul. Să ne uităm de fapt la ăla din stânga. Uite-le, uite. Mi-a dat, băi, na, efectiv am avut cea mai proastă tactică ever. Am crezut că dacă o să mă bag cu ăla o să apuc repede să schimb ținta, dar e ok. Bun, băieți, și din păcate n-am câștigat niciun meci, dar sper că v-a plăcut. Oricum, am încercat eu acolo să fac ceva. Nu știu dacă mi-a reușit foarte, foarte, foarte bine, dar e ok. Eu sunt fericit. Nu uitați, băieți, să apăsați acolo butonașul de like și de subscribe. Dacă vă place ceea ce fac, follow pe Instagram la 1robinet1. Join pe camera de Discord pe care o aveți absolut întotdeauna în descriere și vorbim foarte mult. Credeți-mă că vorbim foarte mult pe Discord și pe Instagram, bineînțeles, și pe Instagram vedeți și storiile și puteți apărea la story-uri doar dacă folosiți codulețul meu sau dacă puneți clipulețul printre primii 5 la story, bineînțeles, și restul care puneți story-uri și îmi dați tag, veți apărea dacă au sens acele story-uri. Și oameni buni, da, ne auzim data viitoare. Ciao!